Bună ziua, mulțumesc în primul rând presei că ați dat curs invitației la această conferință de presă de astăzi. Conferința de presă are ca subiect central și unic subiect tema gestionării infecțiilor cu coronavirus de pe raza teritorială a județului Neamț, măsurile pe care s-au dispus inclusiv astăzi în ultima hotărâre a Comitetului Județean de Situații de Urgență. Sunt împreună cu mine la această conferință de presă domnul subprefect, reprezentanți de la Ambulanța Neamț, de la Direcția Sănătate Publică Neamț, ISU Neamț, domnul inspector general de la ISJ Neamț, domnul comandant de la IPJ Neamț și domnul comandant de la IJJ Neamț, de la jandarmi. Pe rând, după ce prezentăm aspectele de interes public, dacă sunt punctual întrebări pe tema coronavirus și a gestionării acestei situații, vă răspundem fiecare dintre instituțiile prezente în conferința de presă. După cum știți, începând de ieri, prin Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență a României, prin hotărârea numărul 6, din 9-3-2020, s-a luat o serie de hotărâri pe care le am transpus și noi astăzi și am modificat vechea hotărâre a Comitetului Județean de Situații de Urgență Neamț. Am actualizat-o în sensul de a integra și măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Hotărârile importante care interesează publicul și pe dumneavoastră mass media sunt următoarele. S-a aprobat suspendarea procesului de învățământ în unitățile școlare publice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post-liceal și profesional în perioada 11-22 martie, cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția situației la nivel național. Suplimentar, am hotărât astăzi în CJSU și suspendarea cursurilor la unitățile private de școlarizare sau after school sau centre instituționale de educație. Totodată s-a suspendat transportul rutier de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional pentru toate cursele efectuate de către operatori de transport spre Italia și dinspre Italia spre România, începând cu 10-3-a data de astăzi până la data de 31.03 orele 12. Operatorii de transport rutier de persoane care efectuează servicii regulate, servicii regulate speciale și ocazionale care tranzitează doar Italia, au obligația de a comunica cetățenilor români pe care îi îmbarcă din Italia spre România, faptul că la ajungerea în țară vor intra în procedură fie de carantină dacă vin dintr-o zonă roșie, fie în autoizolare pe teritoriul României dacă vin din zona galbenă și își vor asuma întreaga responsabilitate prin completarea unei declarații pe propria răspundere la îmbarcarea în autobuze sau autocare. Aici, pentru că sunt o serie și de transportatori care acționează în afara legislației sau nu sunt autorizați să aibă transport persoane internațional. Aici am avut o discuție cu domnul Catană, domnul comisar șef al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț, pentru o centralizare și pentru misiuni specifice, ca să spun, în rândul operatorilor de transport care nu efectuează curse regulate și legale, pentru a fi aceștia identificați și sancționați conform criteriilor legale cu măsurile cele mai aspre. Totodată, programele de studii privind schimb de experiență, respectiv stagii de practică în spitale ale studenților sau cursanților școlilor post-liceale sanitare, se sistează, deci nu mai există astfel de schimburi de experiență sau practică sau stagii de practică la spitale. Totodată, aparținătorii persoanelor care sunt internate în centrele spitalicești de pe raza județului Neamț se sistează programul acestora de vizită și de a intra în unitățile spitalicești. Unitățile de alimentație publică, și prin intermediul dumneavoastră a presei chiar insist și vă rog să faceți publice și cunoscute aceste măsuri, de gen hipermarketuri, supermarketuri, marketuri, magazine de cartier, cafenele, baruri, cluburi sau orice alte locații
prestate de furnizori privați sau publici după caz și inclusiv cei care exercită activități de transport în regim public sau în regim privat au următoarele obligații: să execute proceduri specifice de dezinfecție frecventă a suprafețelor, în special în zona caselor de marcat, precum și în alte locuri expuse, cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lifturi și etc. Instituirea măsurilor privind evitarea aglomerărilor de persoane în spațiile comerciale, dezinfecție frecventă a habitacului, mijloacelor de transport, la finalizarea traseilor, bare și suporți de susținere, uși sau scaune. Totodată s-a aprobat exceptarea emiterii avizului de către DSP Neamț în cazul evenimentelor cu număr maxim până în 200 de participanți. Deci la întrunirile fie publice, fie private, care sunt cu până în 200 de participanți, sunt exceptate de la avizul direcției sănătate publică, iar la adunările publice sau private cu număr de participanți între 200 și 1000 de participanți, acestea au nevoie obligatoriu de aviz de la Direcția de Sănătate Publică. Totodată, instituțiile publice și private au obligația să instituie în locurile speciale, respectiv și toalete, materiale destinate igienii personale, săpun, prosop, hârtie, uscătoare mâini, dezinfecție frecventă a clanților ușilor, precum și altor suprafețe expuse, gen mese de conferință, birouri, teșghele, etc. Instituțiile publice și operatorii economici vor analiza și vor dispune, în măsura posibilităților, desfășurarea muncii de la domiciliu pentru o parte a personalului, în conformitate cu dispozițiile articolului 118 din legea 53/2003 privind codul muncii, coroborate cu prev. Art. 2 din legea 81/2018 privind reglementarea activităților de telemuncă. La nivel județean, autoritățile care au responsabilități în gestionarea riscului manifestat de COVID-19 intensifică acțiunile preventive derulate în spațiile publice cu aflux de persoane, cum ar fi gări, autogări, târguri, piețe sau oboare, în vederea conștientizării populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse. Și aici o să aibă la dispoziție model unic de afișe pentru a le xeroxa și a le pune în aceste locuri pentru a informa populația care sunt măsurile corecte de igienă personală. Suplimentar sau datele INSP-ului, Institutul Național de Sănătate Publică, rectificate ieri, probabil vor mai veni modificări aproximativ în fiecare zi, dacă situația internațională o va impune, dar la această oră, regiunea care este de carantină pentru 14 zile este pentru persoanele care vin din zona roșie. Zona roșie este identificată în următorul sens: provincia Hubei, China, regiunea Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marș și Piemont din Italia și respectiv orașul Daegu și județul Kendo din Coreea de Sud. Zona galbenă este vorba de zona de autoizolare la domiciliu pentru 14 zile pentru cetățenii care vin din tot ce înseamnă China continentală, tot ceea ce înseamnă Italia, orice regiune a Italiei în afară de regiunea roșie, Coreea de Sud, Iran. La fel, în autoizolare intră și persoanele care vin din zona districtului Heisenberg din Renania de Nord-Vestfalia din Germania. Suplimentar s-au luat și alte hotărâri care fac o zonă de interes public. Locațiile de bază care nu sunt publice, vorbim de locațiile de carantină, sunt în grijă și în pază de către organele de poliție locală din acele zone respectiv.
în completare cu dispozitive de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție Neamț, misiuni specifice de patrulare și intervenție. Comunicarea cu presa rămâne în continuare în sarcina Direcției Sănătate Publică Neamț, o dată pe zi, și vă vom furniza date cu privire la numărul persoanelor carantinate și numărul persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu. Atunci când cazuistica va impune o comunicare specifică cu privire la evenimente mai deosebite, posibile infestări, suspiciuni sau cazuri pozitive, prima dată comunicarea se face la grupul de strategie de la București, ulterior vom face comunicare și către presa locală. Vă dau din context, în sarcina consiliilor locale și a domnilor primari pe raza teritorială unde există centrele de carantinare, există obligativitatea să asigure din fonduri proprii contravalorarea cheltuielilor cu masa și apa de consum, acestea putând fi decontate în aplicarea prevederilor articolului 8 din aliniatul 7 din OUG 11/2020, în baza unui contract care îl încheie cu Direcția de Sănătate Publică. Aceeași procedură se va întâmpla și în cazul persoanelor autoizolate la domiciliu, care nu au posibilități reale de hrană și apă de consum și când aceștia fac această cerință specifică. Persoanele care urmează să intre în contact cu cei care sunt în zona de carantină sau în zona de autoizolare și au nevoie de hrană și apă potabilă de consum, aceste persoane vor fi desemnate de către autoritățile publice locale, vor fi comunicate Direcției Sănătate Publică, iar Direcția Sănătate Publică va face o informare corespunzătoare și va asigura și partea de echipament pentru ca în momentul relaționării directe cu persoana din carantină sau în autoizolare să nu existe riscul unei presupuse sau eventuale contaminări. În sarcina DSP Neamț sunt emise și dispoziții cu privire la aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 34 și 59 din HG 857 din 2011 cu privire la stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, iar structura Inspectorului Județean de Poliție Neamț vor acționa în condițiile în care există o latură infracțională penală a unor astfel de abateri. Activitățile care presupun participarea unui număr mare de 1000 de persoane sunt în mod clar interzise. Restul evenimentelor, cum am spus și mai devreme, cu participarea unui număr de persoane între 200 și până într-o 1000 de persoane care are nevoie de avizul DSP, acesta va fi dat în baza procedurii de evaluare de risc și condiții de organizare pentru evenimente. Avem aici anexa 2 la hotărârea HCGSU de astăzi, care vă va fi comunicată, sunt detalii tehnice și vi le comunicăm prin mail. Pentru evenimentele care au care intră în categoria între 200 și până într-o 1000 de persoane, urmează să fie stabilit un organizator responsabil care să transmită Direcției Sănătate Publică datele organizării evenimentului pentru analiza de risc, urmând ca acestea să fie avizate pozitiv sau negativ conform procedurilor de către DSP Neamț. Deci orice manifestare sau orice persoană publică sau privată sau particulară care își dorește să aibă un astfel de eveniment, să creeze un astfel de eveniment, obligatoriu asumă o persoană ca și organizator care să transmită toate condițiile specifice cerute de către Direcția Sănătate Publică Neamț. Totodată, Direcția Sănătate Publică Neamț împreună cu conducerea unităților spitalicești din Neamț vor reanaliza și vor stabili în cadrul spitalelor locațiile adecvate pentru primirea și evaluarea persoanelor care solicită asistență medicală cu privire la suspiciunea de infecțiune COVID-19, precum și spațiile pentru internarea și izolarea
pacienților simptomatici conform regulilor în vigoare. Și aici am avut deja o discuție cu managerii spitalelor din județul Neamț. Sunt inventariate în linii mari și stabilite aceste spații și aceste proceduri. Urmează în cursul acestei săptămâni să facem o reevaluare împreună cu conducerea Direcției Sănătate Publică Neamț și managerii spitalelor pentru reevaluarea acestor spații și găsirea soluțiilor optime. La suplimentar, s-a decis prin hotărârea de astăzi ca locurile de joacă aferente copiilor, spațiile de joacă aferente copiilor, vorbim de cele private și aici vor intra, pentru că vine și sezonul cald de acum, și cele de ale publice, ale primăriilor, să funcționeze în continuare în limitele maxime oferite de autorizația de funcționare. Aproximativ 15 copii pe oră pot intra într-un astfel de spațiu de joacă, sau respectiv, dacă spațiul e mai mare, poate să existe o disponibilitate până la 20 de copii pe oră. Aceste măsuri pe care le vom transpune în HCJSU de astăzi vor fi urmărite privind respectarea lor de către Direcția Sănătate Publică Neamț și Oficiul Protecția Consumatorului Neamț. S-au suspendat tot ceea ce înseamnă regimul privat, after school și spații educaționale de pentru copii, pentru această formă de învățământ, iar cu privire la desfășurarea activităților în crește care sunt subordonate direct consiliilor locale primăriilor, rămâne la aprecierea comisiilor locale pentru situații de urgență dacă vor acționa pe această zonă, să restrângă activitatea sau să o suspende pe o perioadă. Noi ne-am gândit și la posibilitatea părinților care își duc copiii la creșă de a putea să-și gestioneze o astfel de problemă dacă vor avea pe cei mici acasă. Suplimentar, pentru tot ceea ce înseamnă cinemauri de pe raza municipiului Piatra, ne-am zis că doar aici avem mai mari, sau Biblioteca Județeană sau teatru, cu titlu de recomandare ca activitățile specifice, fie culturale, fie cinefile, să aibă până în 200 de spectatori, pentru a nu cere aviz DSP și pentru a exista o mai puțină expunere a unei populații foarte mari. Avem la acest moment pe raza județului Neamț un număr de 357 de persoane aflate în autoizolare, nu mai avem nicio persoană aflată efectiv în carantină. Fac aceste specificații pentru a înțelege foarte bine că din cele 357 de persoane care sunt toate în autoizolare, din cadrul acestora doar 3 persoane sunt pe zona de carantină, adică ei își efectuează stagiul de autoizolare de 14 zile în zona de carantină, într-un spațiu destinat carantinării, pentru că locațiile domiciliilor nu corespund din punct de vedere nici igienic, nici sanitar, nici locuibil pentru a putea efectua această perioadă de 14 zile de autoizolare acasă, și atunci s-a recurs la această măsură să stea 14 zile în zona de carantină, dar ei sunt persoane venite din zona definită mai devreme galbenă, cu potențial redus de risc, ca să spun, față de infecția cu COVID-19, dar își efectuează stagiul la locația de carantină stabilită. Și mai sunt două persoane care sunt în aceeași situație de autoizolare, dar sunt internate din cauza unor alte afecțiuni în secția de psihiatrie. La nivelul județului Neamț s-au încheiat până acum 5 procese verbale de constatare și sancționare contravenționale cu privire la persoane care nu au respectat regimul de autoizolare la domiciliu și au ieșit din acest regim de autoizolare. Este o persoană din zona Oglinzi care a fost amendată cu suma de 20.000 de lei, două persoane din Piatra Șoimului care au fost amendate cu suma de 10.000 de lei. Aici o să fac o specificație, pentru că una din aceste persoane de la Piatra Șoimului
a dat un exemplu, din punctul meu de vedere, negativ, fiind chiar secretarul Unității Administrative Teritoriale, care nu a respectat regimul de autoizolare. Am pretenția că domnii primari, consilieri locali, oamenii care lucrează în instituțiile publice, înțeleg mai bine și mai repede obligațiile în sarcina lor și obligațiile și legale, dar și morale, și ar trebui să respecte această zonă de autoizolare. Iar domnul secretar nu și-a respectat această zonă de autoizolare, sens în care a primit sancțiune contravențională. Mai este un domn din Piatra Neamț care a primit suma de 20.000 de lei amendă contravențională și încă un domn din Bicazul Ardelean care la fel nu a respectat regimul autoizolării și a primit amendă de 20.000 de lei. Vreau să fiu foarte ferm în acest sens și am cerut și colegilor de la Direcția Sănătate Publică Neamț și colegilor de la Inspectoratul Județean de Poliție Neamț că atunci când există persoane care nu respectă zona de carantinare și perioada și condițiile prevăzute de lege, fie zona de autoizolare și condițiile prevăzute de lege, cât și timpul, cel de 14 zile, și ies din zona de autoizolare sau mai grav din zona de carantină, pentru că cei care sunt în carantină sunt mai, să zic, există un risc mai mare, pentru că vin dintr-o zonă roșie din exterior, să se aplice gradul maxim al amenzilor pentru a descuraja publicul și concetățenii noștri de la astfel de inițiative greșite și pentru a da siguranță și încredere restului locuitorilor județului Neamț că organele statului își fac treaba și au măsuri ferme în a descuraja astfel de acțiuni. Trebuie să gândim cu toții cu responsabilitate că în primul rând ținem la integritatea noastră fizică și corporală, dar și la zona de sănătate. Așa cum fiecare dintre noi ținem la sănătatea noastră, trebuie să avem grijă și sănătatea celor din jur. Și cei din jur, la fel, trebuie să aibă o etică în a ține cont de măsurile pe care trebuie să le parcurgă, de protocoalele spitalice și, până la urmă, sau de cadrul legal în asigurarea sănătății publice. Nu glumim cu sănătatea publică, pentru că e nevoie doar de o singură persoană să nu respecte aceste norme de autoizolare sau de carantină și, Doamne ferește, să fie depistat poate în a 10-a sau a 11-a zi cu stare de rău, în urma analizelor să fie declarat pozitiv, iar nerespectând zona de carantinare sau de autoizolare, intrând în contact cu foarte mulți oameni, care la rândul lor intră în contact cu alți foarte mulți oameni, să ne trezim cu o problemă raza județului Neamț, ceea ce nu ne dorim niciunul dintre noi, nici dumneavoastră presa și nici concetățenii noștri din județul Neamț, sens în care măsurile rog în continuare să fie cele mai dure cu privire la cei care nu respectă. Pe de altă parte, nu avem la această oră nici un semnal care exista o persoană cu suspiciuni, nici o persoană care să fi răspuns pozitiv la testele care s-au aplicat, sens în care la acest moment, pe raza județului Neamț, nu avem nicio persoană depistată pozitiv infectată cu COVID-19 și să sperăm că așa va și rămâne, dar pentru asta trebuie să ne asigurăm cu toții că respectăm aceste indicații venite de la Ministerul Sănătății sau Ministerul Afacerilor Interne sau de la hotărârile date de INSSU sau de CJSU cu privire la respectarea normelor în vigoare, fie de igienă, fie atunci când vorbim de zonele de interacțiune și respectarea regimului de autoizolare și carantină. Alte lucruri, dacă colegii vor să facă declarații, cine dorește. Și mai era un singur aspect. Am văzut astăzi într-un material jurnalistic că un domn care nu vine niciodată la Comitetul Județean de Situații de Urgență, deoarece cu toate că are statut de participant, își dă cu părerea pe Facebook, acest domn se numește Ionel Arsene, și indică și cere el instituției prefectului, care subordonează doar Guvernului României și nu domnului Arsene. Domnul Arsene s-o fi trezind pe la dumnealui pe la CJ să dea indicații subordonaților, dar el nu dă indicații prefectului județului Neamț și nici instituție pe care o reprezint eu și nici Guvernului României, că să se ia măsuri cu privire la controlele la limitele teritoriale ale județului Neamț de către poliție pentru a se verifica de unde vin cetățenii care intră în județul Neamț.
Astfel de măsuri recomand domnul Arsenie să le ia la dumnealui la Grumăzești, nu la să dea indicații IPJ Neamț, IJJ Neamț sau structurilor de abilitate sau prefectului județului Neamț, și să-și vadă de borșul lui și de treaba lui, iar dacă vrea să aibă intervenții, să vină în Comitetul Județean de Situații de Urgență Neamț, să-și expună corect părerile, opiniile, poate să aibă și păreri care le putem prinde în hotărâri de CJSU, care să le respectăm cu toții, dar nu afirmații de genul pe Facebook, ci să vină să construiască corect, să pună umărul la treabă, să-și pună mintea la contribuție și să formăm împreună cu restul colegilor din CJSU o echipă care vine cu soluții corecte pentru populație și în apărarea sănătății publice a județului Neamț. Mulțumesc frumos! Dacă mai este cineva care vrea să facă vreo intervenție. Vă rog, domnul general. Îmi permiteți, domnul prefect, câteva precizări. Măsura suspendării cursurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență include și măsura care, într-o hotărâre anterioară, viza suspendarea cursurilor la decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Vreau să precizez acest lucru, pentru că în ultimile zile, în spațiu public, s-a dezbătut mult subiectul acesta. Ministerul Educației și Cercetării nu suspendă, nu închide școlile. Ministerul, în măsura în care a fost activat Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, practic nu mai avea atribuții în această zonă. Școlile nu sunt închise. S-au suspendat cursurile, spunem acest lucru. Este o măsură de prevenție, o măsură preventivă și nu o măsură luată pe motive medicale. E o măsură prin care dorim să ne asigurăm că preșcolarii, școlarii, în această perioadă pe care o traversăm, sunt protejați, sunt apărați. O a doua precizare, cea legată de ce se va întâmpla în perioada care urmează, la nivelul sistemului de învățământ, la nivelul învățământului din Neamț. Astăzi am avut o videoconferință cu doamna ministru și, practic, o dezbatere prin care s-au configurat anumite măsuri pe care le vom lua și pe care noi le vom comunica presei spre final de program, poate astăzi, poate mâine dimineață, și în sensul unei abordări, să spunem, unitare la nivel de minister. Hotărârea luată ieri de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, categorică, subsecvent, înseamnă și suspendarea tuturor activităților gen olimpiade, județene, regionale, competiții sportive. O a treia precizare, ministerul nu poate să închidă orice, nu poate să suspende orice, pentru că a existat întrebarea legată de after school, sunt multe care sunt în regim privat, sunt gestionate de ONG-uri, de asociații, și atunci nu noi sau nu ministerul cel care poate să decidă într-o asemenea situație. Și un mesaj către conducerile de școli, profesori, dirigenți și părinți. Activitatea noastră continuă și în cele 10 zile avem suportul tehnic asigurat de minister și la nivel de inspectorat, dar și la nivel de școli cu licențe gratuite încât să putem desfășura activități online care să vină în sprijinul elevilor noștri în această perioadă. Profesorii celelalte categorii de personal își desfășoară activitatea în condiții, să spunem, normale unor situații de suspendare a cursurilor. Și încă un mesaj pentru părinți, pentru că stau mai mult acasă copiii, recomandarea noastră să evite pe cât posibil expunerile publice, în așa fel încât măsura aceasta luată la nivel național să aibă efectiv benefice pentru noi toți. Deci un îndemn la responsabilizare, de fapt, pentru cei din inspectorat, conduceri de școli, profesori, părinți. Se vor ține cursuri online? Spuneați că continuă activitatea și că aveți suportul tehnic. Sunt școli care vor ține cursuri online? O să vă comunicăm, am spus, până la sfârșitul programului, cel târziu mâine, exact care sunt măsurile stabilite de minister și cum le gândim la nivel local.
Mulțumesc, domnul general Obreja. Dacă DSP-ul sau, nu știu, mai sunt măsuri suplimentare, doamna Marcoș sau doamna Grădinaru, de... Spitalele au o temă și anume până astăzi, la ora 13, vor prezenta măsurile posibile pe care le iau conform celor trei scenarii ale prezentate de DSU vis-a-vis de posibilitatea extinderii carantinării în alte zone decât cele stabilite la momentul acesta conform autorizației sanitare de funcționare și de asemenea de măsurile care se pot lua în spitale în cazul în care va fi necesară o suplimentare a locurilor pentru izolare și efectuarea serviciilor medicale la pacienții cu COVID în cel mai grav scenariu care poate fi la momentul acesta. Mulțumesc, doamna Marcoci. Domnul comandant. Poliția Județului Neamț se concentrează pe activitățile de identificare a operatorilor de transport marfă și persoane pentru respectarea restricțiilor impuse, identificare care va conduce la informarea Direcției de Sănătate Publică. Dar știți că românul este inventiv. Știm și acest lucru. În cadrul verificărilor vom avea în vedere inclusiv aspectele declarate la intrarea în țară și în situația în care se constată inadvertențe și aspecte penale, vor fi întocmite dosare penale pentru fals în declarații, infracțiune prevăzută de articolul 326 din Codul Penal. Ieri și astăzi am văzut mașini cu număr de Italia, acesta nu este un indiciu. E posibil ca mașina aceea să fie intrată într-o perioadă anterioară. Noi vom verifica toate aspectele. Eu vreau urmările de la Direcția de Sănătate Publică, dacă se poate, și există în moduri o zonă de food, cum se numește ea, de mâncare, unde se mănâncă, care e o zonă comună și care, sigur, mă rog, în weekend sau în zilele de vârf, adună mai mult de 200 de persoane. Ținând cont de faptul că acum copiii nu o să meargă la școală, cine trebuie să solicite acolo, sau dacă trebuie să solicite de la DSP un aviz, pentru că e o adunare de mai mult de 200 de persoane și de alimentație, cu o zonă, mă rog, mai aglomerată la toalete. Care e situația acolo? Ce se aplică? Deci, noi estimăm că poate nu vor fi simultan, în același moment, 200 de persoane. Dacă sunt 250, haideți să estimăm că sunt, nu că nu sunt. Că așa a fost în România, că nu vor fi cazuri de COVID și sunt. Deci dacă sunt, ce se întâmplă? Sunt instituții la nivelul mall-ului, dacă acolo ne referim. Da. Sunt unități private de alimentație publică care își desfășoară activitatea. Conform metodologiei actuale și conform discuțiilor din Comitetul Județean de Situații de Urgență, nu avem în momentul acesta pârghiile necesare, astfel încât să limităm, știu eu, venirea populației în mall pentru a-și desfășura activități recreative. Apelăm, cum spunea domnul prefect și noi, cei de la DSP, apelăm la înțelepciunea românului de a înțelege să evite aceste aglomerații. Nu avem în momentul de față, nu avem pârghiile necesare legislativ conform metodologiei de monitorizare și de supraveghere a COVID-ului pentru a limita activitățile decât cele care sunt peste 200 conform riscului calculat pe baza anexei de care vorbea domnul prefect. Și, practic, deci, unitățile doar recomandare. Este doar la nivel de recomandare. Acum, zona de recomandare vine pentru, nu doar pentru zona de mall-uri. Sunt și alte zone, dacă vreți, private, în care pot să întâlnească mai mult de 200 de persoane în același timp și care își fac cumpărături sau într-o zonă de relaxare. Acolo, proprietarul sau societatea care asigură
curățenia în sau administratorul respectivului magazin de tip mall sau cum vreți să-l numiți, care asigură zona de dezinfecție și de curățenie, are obligația statuară legală să facă lucrări de dezinfecție cu o frecvență mai mare, să asigure dezinfectant la baie, să asigure că suprafețele care se ating cel mai des sunt dezinfectate, adică nu mergem chiar în zona în care să avem o gândire inspirată, nu știu, dintr-o zonă de teamă sau de panică, să mergem până acolo în care să închidem sau să restricționăm accesul la instituții private, pentru că am face, ajungem și într-o zonă unui blocaj economic și oricum vom avea sau vom simți această criză epidemiologică, dacă vreți, și într-o zonă economică, cu clar. Dar să nu extindem mai mult decât este necesar. Deocamdată... Corect. În momentul acesta suntem în stadiul 1 spre 2 de supraveghere și monitorizare a infecției cu COVID. Nu suntem în stadiul în care putem lua măsuri extraordinare astfel încât în spațiile respective să fie... Să stată activitatea. Sau... activitatea, da? Să sperăm că nici nu ajungem acolo. Da. Și apoi... Poftim? 1 spre 2 pe ce scară? Pe scara de supraveghere a infecțiilor cu transmitere până la 4 în momentul acesta. Și apoi un exemplu de 4 de-a lungul istoriei, dar să știm la ce... Da, gripa pandemică din Spania. Și apoi ne întoarcem la regulile generale recomandate către populație. Începem cu spălatul pe mâini, neatingerea feței, nasului cu mâinile și așa mai departe, pe care tot le-am repetat. În județul Neamț? Da. S-au repetat la carantinați. Da. Fost trei teste la carantinați. O 3-9 pentru ei, da, că au fost negative. Încă 9 acum. Nu, cred că în județ aproximativ, cred că 20 de teste. Nu, nu pentru 4 persoane, pentru mai multe persoane. Sunt că avem o situație la Roman, la satul Cotuvame și comuna Horia, o familie întoarsă din Italia, care au, din păcate și din nefericire pentru familia respectivă, un decedat în familie, venit tot din Italia, și care nu au putut, sunt în autoizolare, nu au putut să-și facă lucrurile normale, firești, bisericești, dacă vreți, să-și pentru mormântare. S-au recoltat câte 2 teste la fiecare membru al familiei care este în autoizolare venind din Italia. Ambele teste repetate sunt negative și atunci le se va permite, cred că în cursul zilei de mâine, da, să-și facă, în condiții mai restrânse, clar, oficiile de mormântare. De asta spun că sunt aproape 20 de teste, cred că în total, pe raza nivelului județului Neamț, dacă au fost toate negative. Deci până acum... S-a rezolvat problema apei la Roman, apropo de această situație, și exista problema apei și în școli. Inclusiv și aici am îndrept din nou către Direcția Sănătate Publică, după ce răspundeți la școlile care n-au autorizații, aviz din partea dumneavoastră de funcționare, pentru că n-au o sursă de apă. Dar înainte aș vrea să întrebăm dacă la Roman s-a rezolvat problema apei. În linii mari, la acest moment, din datele pe care le avem, este apă în Roma, adică cel puțin în timpul zilei nu s-au mai identificat probleme cu... De la Paser, și noi primim. Apa în diverse localități. Nu aș vrea să discutăm cu permisiunea dumneavoastră în această conferință de presă care are ca temă centrală coronavirus. Sigur, întrebarea dumneavoastră e îndreptățită, pentru că... Dar neapărat de apa SERV sau de zona alimentării cu apă, e o problemă de sănătate și de siguranță a sănătății publice și alimentarea cu apă. Și urmărim îndeaproape tot ce înseamnă evoluția de către operatorul apa SERV Neamț. Câte locații pentru carantină sunt în acest moment? 4 de bază și 4 suplimentare, care pot fi accesate în momentul în care acele locații de bază ar fi... Bine, noi avem un total de 66 de locuri în locațiile de bază. Deocamdată mai mult de 3 persoane sau 4 persoane nu au fost în același timp într-o singură locație în carantină. Adică până la nivelul acesta noi avem 4 persoane în carantină, care au ieșit din carantină cu teste negative, toate testele negative repetate de câte 3 ori,
Iar la acest moment nu avem persoane în carantină, decât cum am explicat la începutul conferinței de presă, sunt 3 persoane autoizolate, dar care nu permite locația de domiciliu să stea în autoizolare și atunci am preferat să ducem în spațiu de carantină. Dar sunt persoane venite din zona galbenă cu risc minim de infectare cu COVID-19. Să sperăm că n-ajungem să umplem spațiile de carantină. Deci dumneavoastră vă bazați pe responsabilitatea cetățenilor să se autoizoleze? Nu m-ați înțeles. Nu știu cum ați... Cine vine din străinătate trebuie să intre automat în autoizolare? Am spus la începutul conferinței de presă care sunt zonele galbene și vă le și transmitem după această conferință de presă împreună cu anexele, care sunt zonele galbene. Iar cetățenii care vin din zona instituită astăzi în exteriorul României, în zona internă, în spațiu internațional cu zone de galben, când vin în țară, sunt preluați la vama, fie terestră, fie pe aeroportul din România 16 aeroporturi la număr și acolo, în funcție de zona din care vin, sunt îndreptați spre zona de carantină, dacă vin din zona de focar sau din zona definită cu roșu, sau într-o zonă de autoizolare. Aceste persoane li se explică, semnează un proces verbal de aducere la cunoștință la nivelul intrării în țară la frontieră, după care sunt preluate și în grija Direcției Sănătate Publică NAMS, sunt în autoizolare. Sunt verificate periodic dacă își respectă autoizolarea. Zilnic, știu, telefonic zilnic. Pentru că vineri seara am venit din Bergamo, ceva am publicat zilele trecute. Am văzut ce ați publicat. A fost la poliție, m-a declarat că a venit dintr-o zonă cu probleme. După 2 zile nu l-a semnit în legătura cu el. Am sunat noi la DSP și acolo habar n-aveau. Întrebam dacă vă bazați strict pe gradul de responsabilitate a cetățeanului. Ne bazăm și pe gradul de responsabilitate al cetățeanului, așa cum este corect și normal, dar ne bazăm și pe faptul că de la frontieră, de acolo el este identificat și monitorizat după aia de către instituțiile publice județene. Dacă la frontieră nu a fost identificat și nu a spus din ce țară vine, nu știu ce s-a întâmplat la frontieră. Poliția romană și a spus de unde vine. În situația aceasta, mă scuzați, poliția romană ar fi trebuit să ne anunțe direct pe noi și să ne spună că a sosit. Și, pentru că ieri după aceea a primit foarte multe telefoane de la poliție. Eu știu că va anunța poliția, că am avut o discuție cu domnul comisar. Sesizate de ziarul dumneavoastră, au fost verificate de către noi. Într-adevăr, a fost identificată persoana, s-a prezentat la poliție. La ora 6.45 a fost informat de DSP-ul. Și acum, dimineață, persoana a venit la ora 1:10, s-a prezentat la sediul poliției romane, la ora 6:45. Acum, poate chiar era dintr-o... O să verificăm și noi dacă avem chestionar și... Avem numele celui care a fost informat, probabil a fost o sincopă în comunicare. La noi sosesc chestionarele de la vamă și imediat uh-huh. Dar poliția va, adică domnul comisar spune că va anunța, dar ajuns la această situație? Este, la ora aceasta este anunțat Direcția Sănătate Publică, sigur că da. Păi de ieri de când a făcut IPJ-ul, a adresa către DSP, clar. Da, intrat în autoizolare. Dacă... În general, cum a spus și noastră la un moment dat și aș vrea să terminăm, sau dacă îmi permiteți mie să îmi termin intervenția, ne bazăm în primul rând și pe instituțiile statului român care funcționează și suntem pregătiți pentru a face față oricăror scenarii sau oricăror situații, să avem încrederea că lucrurile sunt gestionate corect, iar situația nu se va înrăutăți atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul județului Neamț. Din punct de vedere operativ și a protocolelor, suntem bine pregătiți pentru a face, repet, față oricărui scenariu sau oricărei situații, dar avem deschidere și față de populație și față de simțul civic al concetățenilor noștri de a fi preventivi, de a-și asigura prin măsuri proprii igiena personală și sigur atunci când dumneavoastră presa poate scapă autorităților câteodată, poate dumneavoastră presa sau domnii primari, consilii locale, alți oameni care fac parte din administrațiile publice sau locale, când au de fiecare dată un caz, trebuie să-l semnaleze la Direcția de Sănătate Publică Neamț sau la Inspectoratul Județean de Poliție pentru a face verificările suplimentare și pentru a duce situația și a o gestiona într-un mod corect. E nevoie de sprijin și din partea populației și inclusiv a dumneavoastră a presei ca lucrurile să le gestionăm într-un mod amplu, dar corect și minuțios. Am
Ați făcut vreun fel de recomandări sau ați avut o discuție cu preoții din județul Neamț? La acest moment încă nu am avut discuții cu alții prelați sau cu preoții din județul Neamț. Câți oameni se adună într-o biserică? Depinde de la biserică la biserică sau de la mănăstire la mănăstire. Și? Nu credeți că ar trebui? Eu doar întreb. La mol sau la... Cinema nu e ok, dar la biserică e ok. Eu n-am spus că e ok nici la biserică, nici la mall. Sunt instituții, fie că vorbim de mall, sunt instituții private și am făcut recomandări. O să putem purta discuții și cu reprezentanții ai Bisericii Ortodoxe sau Bisericii Catolice Române pentru a gestiona în mod corespunzător această situație. Domnule inspector general, dacă puteți explica referitor la înscrierea în clasa pregătitoare, ce se întâmplă, ca să știe părinții ce au gândit? Da, doresc să transmiteți deocamdată următorul mesaj legat de înscrierea la pregătitoare și alte activități. Mai sunt simulări programate în această perioadă, mobilități de personal, deci toate vor fi regândite, vor fi modificări în calendar, și orice părinte își va putea înscrie copilul la școală, fără nicio problemă. Inclusiv vor beneficia de evaluarea aceea psihosomatică cei care doresc să înscrie mai repede. Dar în raport cu vârsta. În această perioadă sunt suspendate inclusiv? În această perioadă este foarte clar că nu se mai desfășoară activități cu copiii și atunci e de la sine înțeles. Dar sunt măsuri, chiar și pentru această perioadă. Am spus că o să le comunicăm când am planul. Dumnealor, și acum se pot înscrie așa online. Pot înscrie copiii online, deci nu e nicio problemă. După ce traversăm această perioadă, putem valida cererile. Vor fi modificări în calendar, prelungiri, deci nicio problemă, inclusiv la și inclusiv la examene, dacă se va impune la un moment dat prelungirea acestei perioade, există soluții. Deci nu trebuie să creăm panică. Mesajul pe care vreau să-l transmit părinților și colegilor, să aibă încredere că tot ceea ce ne-am propus, ce avem noi stabilit pentru această perioadă, chiar cu unele amânări, va fi realizat. Inclusiv olimpiadele, inclusiv olimpiadele naționale, care necesită mobilizări mari cu un număr mare de copii, inclusiv mobilitățile, cei care doresc să plece, adică merg în programele Erasmus, e o decizie a Comisiei Europene luată încă de la sfârșitul lunii ianuarie, cheltuielile sunt eligibile pentru astfel de situații, deci nu pierd banii, deci sunt soluții. Mulțumesc. Vă rog, vă rog. Vis-a-vis de dezinfecția spațiilor și clanțelor și suprafețelor, pentru că s-a constatat că românul este inventiv, așa cum ați spus, dezinfecția acestor suprafețe se face doar cu dezinfectant TP2, se face prin pulverizare și ștergere, nu prin bandajarea clanțelor și covorașe puse la intrare îmbibate cu dezinfectant. Sunt total inutile, din contră, sunt cale de transmitere, nu cale de prevenție. Și rugăm agenții economici și chiar instituțiile publice să evite astfel de metode de dezinfecție care sunt incorrecte. Rugăm ca dezinfecția tuturor spațiilor să se facă prin ștergere și pulverizare, iar acolo unde este nevoie, prin nebulizare. Mulțumesc mult. Ce înseamnă acei dezinfectanți? TP2 sunt dezinfectanții aprobați de Ministerul Sănătății pentru utilizare pe suprafețe. Și care au și sunt și biocide TP2, da, în categoria TP2, există pe site. Română în română și pentru că nu știu dacă dezinfectanții care în magazin și vreau să îmi cumpăr, nu rețin solicitați la farmacie sau la furnizorul de dezinfectant sau la furnizorul de dezinfectanți, da? Un dezinfectant pentru suprafețe avizat de Ministerul Sănătății. Unitățile publice au această obligație în general, deci nu doar în situația actuală,
În situația actuală, în schimb, au apărut acele bandaje la clanțe, care nu sunt o metodă de prevenție, ci sunt doar o cale de transmitere din punctul de vedere epidemiologic. Desface și verificări în ceea ce colegii noștri de la Inspecția Sanitară de Stat sunt în verificări, tocmai de la ei avem aceste informații și de aceea mi-am permis să reamintesc că dezinfecția nu este prin aceste metode. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc frumos pentru participare. O singură rugăminte pentru a transmite prin intermediul noastră populației, ca în măsura în care solicitările populației către serviciile publice deconcentrate, către instituțiile statului, deopotrivă primării, Consiliul Județean, Prefectură sau orice alte instituții unde există interes din partea populației, dacă suportă amânare, atunci să aplice mai târziu prezența la ghișee sau dacă pot depune prin formulare online, să încerce să aplice mai mult online decât să supraaglomerăm spațiile de ghișee ale instituțiilor publice cu reprezentare la nivel județean sau la nivel local. Mulțumesc frumos! Spor și o zi bună tuturor!